Curățenia de primăvară și igienizarea întregii comune au fost demarate și la Căzănești. Mai multe echipe au fost împărțite astfel încât toate deșeurile de pe domeniul public să fie adunate. Foarte mulți cetățeni s-au alăturat din propria inițiativă la această acțiune, conștientizând cât de important este pentru propria sănătate să trăiască într-un mediu curat. Aurel Popescu, primarul Comunei Căzănești, a demarat curățenia de primăvară. Astfel s-a început igienizarea locurilor de veci urmând ca atât podețele cât și canalele de scurgere a apelor pluviale să fie curățate. Deșeurile de pe marginea drumului și alte resturi aruncate vor fi adunate chiar de către cetățenii din comună care s-au alăturat din propria inițiativă acestei acțiuni. Felicit contribuția domnului consilier local Cârneci Dumitru pentru ajutorul acordat în satul Roșia. De asemenea, felicit și inițiativa tânărului Mătișanu Ion din Căzănești. Rog pe această cale toți cetățenii să ajute și să mențină curățenia comunei noastre. Haideți să fie un exemplu pentru alte comune, a declarat primarul Comunei Căzănești Aurel Popescu pe pagina sa de Facebook. La curățenia de primăvară a comunei au participat mai mulți angajați ai primăriei, iar Aurel Popescu, edilul comunei, a fost prezent la fața locului și a supravegheat îndeaproape modul în care se lucrează. Acesta a fost felicitat de către cetățeni chiar și pe pagina sa de socializare pentru implicarea de care a dat dovadă până în acest moment.